Președintele Consiliului Județean Mehedin Seradin Georgescu a fost prezent în comuna Vlădaia pentru a oferi comunității un microbuș școlar electric dedicat transportului elevilor din localitate. Achiziționate de Consiliul Județean Mehedin, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, microbuzele electrice reprezintă un pas înainte în modernizarea infrastructurii dedicate educației și protecției mediului. Aceste autovehicule, ce vor fi utilizate pentru transportul elevilor, oferă un mijloc de transport sigur și ecologic, reducând emisiile de carbon și susținând o inițiativă de mobilitate durabilă în cadrul județului Mehedinți. De asemenea, lucrările de infrastructură au început deja între satele Ștircovița și Drin, un proiect vital pentru îmbunătățirea conectivității între localitățile din apropierea comunei. Aceste inițiative vin ca parte dintr-o serie mai amplă de proiecte destinate să sprijine comunitățile locale și să îmbunătățească accesul la servicii de bază pentru locuitorii județului. Un video. Îți predau. Nu, mulțumesc frumos. Îți predau și cealaltă cheie. Vă mulțumim frumos. Astăzi am adus la primăria comunei Vlădaia și am predat domnului primar microbuzul electric destinat elevilor de la școala din localitate. De asemenea, în perioada imediat următoare vom începe o investiție importantă pentru comună. Vom moderniza tot drumul județean din Valea Almăjelului și până aici în centrul comunei. De altfel, au și început lucrările pe un alt drum județean pentru reabilitarea acestuia între Ștircovița și Drincea. Consiliul Județean Mehedinț va fi în continuare alături de locuitorii comunei Vlădaia și, evident, alături de primarul comunei, de Consiliul Local, pentru că tot ceea ce se dorește să se facă bun în această localitate va fi susținut de către Consiliul Județean Mehedinți. Primarul comunei Vlădaia, Ovidiu Pârșan, și-a exprimat gratitudinea față de președintele Aladin Georgescu și Consiliul Județean Mehedinți, subliniind că, în ciuda diferențelor politice, sprijinul acordat de acesta a fost esențial pentru comunitatea locală. Mulțumim încă o dată, domnului președinte, că ne-a așteptat și a avut răbdare să ne dea ultimul microbuz și merge pe varianta aia, cei din urmă vor fi cei din tâi. Predarea microbuzului electric marchează o etapă importantă în strategia de modernizare a județului Mehedinți și reprezintă un exemplu de bune practici în utilizarea fondurilor pentru proiecte educaționale și ecologice. În perioada următoare, Consiliul Județean Mehedinți are în vedere extinderea rețelei de infrastructură modernă și în alte comune, oferind acces mai bun la educație și condiții îmbunătățite pentru locuitorii din zonele rurale. Evenimentul de astăzi este o mărturie a eforturilor comune ale autorităților locale și județene pentru a crea oportunități și a îmbunătăți viața cetățenilor, indiferent de mediul din care provin.